Uber Guillerme regretă despărțirea de petrolul, de aceea a ținut astăzi să povestească jurnaliștilor modul în care s-a întâmplat acest lucru. Cauza principală este legată de bani, Guillerme spunând că noul contract prevedea o sumă cu peste 50% diminuată. Poate și pentru că între timp șefii clubului au adus un alt jucător pe postul său, iar Guillerme l-a întrebat pe directorul sportiv Marius Nicolae de această mutare, iar acesta i-a spus că nu știe nimic. Brazilianul a declarat că în momentul în care a venit la reunirea echipei, locul său în vestiar nu mai exista. S-a antrenat totuși în primele două zile, după care a mers să discute cu conducerea clubului. Aceasta i-a transmis că datele contractului au fost modificate, suma de care se vorbise fiind mult mai mică. În aceste condiții, Guillerme spune că i-a fost foarte greu să semneze prelungirea contractului. A discutat și cu Răzvan Lucescu, iar antrenorul a rămas surprins de schimbarea produsă după ce în prima fază se bucurase că va rămâne la Ploiești. Guillerme nu va rămâne, dar afirmă că petrolul a câștigat un suporter, chiar dacă a pierdut un jucător. Gruparea ploieșteană l-a pierdut pe singurul integrant din Liga 1 în sezonul trecut. Guillerme a jucat în toate meciurile din primul până în ultimul minut. Brazilianul spune că se întoarce în țara sa și vrea ca în maximum două săptămâni să-și găsească un nou angajament.